Deci, extraordinare! Sunteți fericitul câștigător al unui ajutor de chirie. Dreptul dumneavoastră la locuire va fi cofinanțat cu suma de 700 de lei. Vă reamintim că dreptul la locuire nu este o problemă politică. Vă rugăm să vă comportați civilizat și să nu vă manifestați prin cât mai mulțumim. Cu drag, primărie! De frig, de tună, de plouă, de bate vântul, noi protestăm pentru dreptul fundamental la locuire. O să avem și marș spre clădirea guvernului, spre Piața Victoriei, dar până atunci ne adunăm la kilometru zero, în piața Universității, și ne organizăm. Solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată. Timpul de așteptare este de 20 de ani. Costurile vieții devin tot mai mari și mai greu de susținut pentru oamenii obișnuiți. Salariile sunt foarte mici, iar întreținerea, lumina, mâncarea tot mai scumpe. O familie cu doi copii are nevoie de aproape 10.000 de lei pe lună ca să trăiască. Câtă lume câștigă oare acești bani? Chiriile au ajuns imposibil de plătit. Și pentru cei mai mulți, de rate nici nu se pune problema. Gândul că nu vom mai avea unde sta sau că deja nu avem unde sta ne distruge corpul și sufletul. Locuirea ar trebui să fie un drept fundamental, dar este în prezent o grijă copleșitoare și o lipsă care ne pune viața în pericol. Evacuările forțate care au avut loc în ultimul an, dictate ca de obicei de interesele private și o lipsă care ne, pune viața în pericol. Au lăsat pe drumuri foarte mulți oameni. Cei mai afectați au fost cei care, pe lângă faptul că nu au bani, se confruntă și cu discriminările multiple. Cei mai afectați au fost cei care... Lipsa unei case e cu atât mai gravă pentru persoanele rome, persoanele LGBT, pentru cele cu dizabilități, pentru mamele singure, pentru supraviețuitoarele violenței domestice și pentru persoanele cu venituri foarte mici sau aproape deloc. Criza locuirii afectează enorm viețile oamenilor care aparțin acestor categorii. Iar autoritățile doar se prefac că își fac datoria când vine vorba de oamenii evacuați. Ajutorul de chirie este extrem de greu de accesat. Piața chiriilor este profund rasistă și clasistă. În cazul anumitor primării, trebuie să stai cel puțin 30 de zile la adăpostul de noapte, unde sunt niște condiții extrem de grele și familiile sunt despărțite ca să primești acest ajutor de chirie. Acesta nu e deloc un sprijin adevărat, mai ales în lipsa unui fond de locuințe sociale și în lipsa unui mecanism funcțional prin care cei care au nevoie să primească repede locuințe sociale. Primăriile nu își fac datoria, nu asigură dreptul fundamental la locuire. Blocul de locuințe sociale din prelungirea Ghencea încă nu este gata, deși a fost început acum mai bine de 3 ani de zile. Alte 7 blocuri au fost promise, dar nici măcar nu au fost începute. Fondurile naționale și europene pentru construirea de locuințe sociale nu sunt accesate de primării. Criza locuirii afectează masiv pe toți oamenii care aparțin categoriilor multiplu discriminate. Persoane rome, persoane queer, mame singure, pensionari, persoane cu dizabilități, persoane cu venituri foarte mici sau aproape de loc. Și afectează, în general, viețile tuturor celor care nu dețin proprietăți și averi. Suntem foarte multe persoane în aceste situații. Criza locuirii ne privește pe toți și rezolvarea ei nu este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, este responsabilitatea autorităților. Indiferent cât am muncit, cei mai mulți nu ne vom permite niciodată case decente,
din cauza că acestea sunt pur și simplu foarte scumpe. Ieșirea din criza locuirii nu înseamnă să facem datorii la bănci și firme de creditare. Soluția stă în construirea de locuințe sociale, publice și în plafonarea chiriilor de către stat. Doar astfel oamenii își vor permite cu adevărat o casă, fără ca acestea să însemne distrugerea sănătății fizice și psihice. Suntem astăzi aici pentru că locuirea e un drept fundamental al tuturor, nu un merit sau o reușită individuală. Nu ne e rușine să ne cerem dreptul fundamental la o casă. Ieșim în stradă ca să strigăm: stop evacuării forțate, nedrepte, deseori și ilegale, fără relocare adecvată. Ieșim în stradă pentru că primăria nu-și face datoria de a construi locuințe sociale care să acopere nevoile populației. Ieșim pentru că statul refuză să plafoneze chiriile și să pună pe primul loc interesele oamenilor, nu pe ale investitorilor. Ieșim în stradă pentru că veniturile noastre rămân mici în timp ce chiriile cresc, facturile cresc, prețul la mâncare crește. Suntem sute de mii de oameni care ne confruntăm cu aceste nedreptăți. Autoritățile locale sunt responsabile prin lege să ne asigure locuire decentă atunci când veniturile noastre nu ne permit. Vom ieși la marș în fiecare an și de câte ori este nevoie, până când Primăria București și primăriile de sector vor construi și aloca locuințe sociale pentru toată lumea. Peste 20.000 de familii au un dosar depus și aflat în așteptare. Primăria, fă-ți datoria! Revendicările noastre. Stop tuturor evacuărilor. Cerem relocare adecvată pentru toți cei evacuați, inclusiv mutarea lor în locuințe de necesitate. Cerem mai multe locuințe publice și sociale. Cerem creșterea stocului de locuințe publice și sociale prin orice mijloace aflate la dispoziția autorității publice locale. Construcția de locuințe, reconversia în locuințe publice a clădirilor goale, remunicipalizarea clădirilor goale, proprietate privată, lăsate să se degradeze pentru speculă imobiliară. Le cerem primăriilor să acceseze fondurile de la Ministerul Dezvoltării pentru construirea locuințelor sociale și de necesitate. Vrem acces ușor la locuințe sociale. Cerem criterii juste, proceduri simplificate și personal educat, antirasist și anticlasist. Vrem acces public la lista fondului locativ al autorităților locale, municipale și de sector. Plafonați chiriile. Proprietarii cresc chiriile fără limită, iar chiriașii sunt la mâna lor. Nu-și permit nici să-și cumpere casă, nici n-au unde locui altundeva. Dacă statul nu pune limite, proprietarii se îmbogățesc tot mai mult de pe urma greutăților noastre, iar mulți dintre noi rămânem pe drumuri. Cerem finalizarea urgentă a blocului din prelungirea Ghencea și construirea celorlalte 7 blocuri anunțate. De aceste blocuri depind sutele de solicitanți de locuințe sociale de pe lista de prioritate a Primăriei București. Cerem controlul prețurilor la energie, cerem reducerea facturilor care depășesc aceleași luni din 2021, precum și reducerea sprijinului statului pentru distribuitorii speculativi de curent. Costul locuirii crește din cauza speculațiilor financiare și sub pretextul unor războaie la care noi nu vrem să participăm. O să urmeze niște discursuri. Am votat în partea tuturor partidelor un proiect de 8 blocuri de locuințe sociale, 400 și ceva de apartamente. Apoi, în septembrie 2020, 114 familii care așteptau de ani de zile pe listele de locuințe sociale au primit repartiții în primul bloc care începuse să se construiască în prelungirea Ghencea.
De atunci, după cum ați mai auzit, acest bloc, prim bloc, nu a fost terminat, iar celelalte 7 promise de Consiliul General și votate de Consiliul General nici măcar nu au fost începute. De atunci, din 2020, cele 114 familii cu repartiții în acest prim bloc s-au organizat, s-au mobilizat, au făcut exact cum ați zis, zeci de proteste, petiții, cereri de informații, audiențe, au dat interviuri în presă, s-au luptat și acest proiect pe care primăria vrea să-l facă pierdut, nu este chiar pierdut. Nu este finalizat, dar nu este chiar pierdut. Ceea ce arată că atunci când oamenii se organizează și pun presiune pe autorități, lucrurile se mișcă, măcar nu se fac uitate, deși autoritățile ar vrea să uite de această responsabilitate a lor. De aceea noi vă chemăm, de câte ori se vorbește despre locuințe sociale, să puneți presiune alături de noi și de aceste familii care așteaptă de ani de zile pe listele de prioritate, să puneți presiune alături de noi, să veniți la proteste, să susțineți aceste familii și toate celelalte 20.000 de familii care sunt pe listele de locuințe sociale și așteaptă să li se respecte dreptul la locuire. Primăria, fă-ți datoria! 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 Și ne întâlnim la protestele următoare, la primărie, la imobiliara, la administrația fondului imobiliar și la toate instituțiile care sunt responsabile să acorde tuturor dreptul la locuire. Mulțumim și tot înainte! Solidaritate! 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 Vrem chiria plafonată. Foarte simplu. Atât. Nu vrem vile, nici palate, vrem chiria plafonată. Nu vrem vile, nici palate, vrem chiria plafonată. Și încă una. Am fost mai devreme, dar o facem altfel. Eu spun locuințe și voi nu umilințe, da? Locuințe! Nu umilințe! Locuințe! 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 Sectoare din Paris, sunt foarte mulți deja, pe câteva zeci de cazuri în care proprietarii care au mărit chiria peste plafonul stabilit au fost amendați și oamenii au primit despăgubiri, chiar retroactiv, 6 luni în urmă. Deci se poate prin cutrele de Consiliu să umbli puțin la piața chirilor, mai ales în 2023 în București, știți și voi ce se întâmplă, au luat-o complet razna, prețurile, apartamente de două camere la 500 de euro, deci cred că pentru foarte mulți oameni, sigur, obiectivul nostru rămâne locuința publică, tot din bani publici, însă o soluție intermediară poate fi totuși plafonul chiriilor și se poate face foarte simplu lucrul ăsta. Avem modele care funcționează. Deci nu vrem vile, nici palate, vrem chiria plafonată! Nu vrem vile, nici palate, vrem chiria plafonată!